Merge. Ați câștigat pe inspirația antrenorului cu Miranda? Nu știu dacă... Cred că da. Până la urmă a dat două goluri, chiar a intrat foarte bine. Am revenit de la 2-0, am câștigat un meci, păcat că l-am câștigat după 120 de minute. Eu cred că dacă nu l-elimina pe Thiago, eu cred că puteam câștiga meciul în cele 90 de minute. Dar n-am înțeles nimic, nu știu, poate n-am văzut bine faza, dar n-am înțeles de ce jucător a fost eliminat. De ce roșu direct? Asta n-am putut înțelege. Unde a câștigat cu Jules? Eu cred că am fost mai matur din punct de vedere tactic, am știut să ne organizăm mai bine. Creau o echipă bună, dar fără experiență. Și a plătit, cred că, tribut așa la 2-0. Dacă puteau să închidă jocul, cred că era dificil să mai... Dar, din păcate, la 2-0 au jucat la fel ca și la 0-0. Și poate că din cauza aia ne-au mai oferit spații. V-au surprins cu 2-0? Minutul 14? Da, normal. Când am început meciul de la 2-0, am avut dificultăți mari la începutul jocului. Din punct de vedere mental, pentru că n-am tratat serios jocul și, în al doilea rând, din punct de vedere tactic, în partea stângă, unde n-am reușit să închidem plecările fundașurilor dreapta și a atacantului. Acolo am suferit. După ce am schimbat, cred că s-a echilibrat totul. În parte, s-a echilibrat jocul după ce am schimbat în partea stângă. Cu cine doriți să jucați? Mă gândesc la Mircu Raciuc. Noi suntem pe poziție retrogradabilă, suntem într-o situație disperată. Fără un om, fără un om cu care a luat roșu, 14 jucători care sunt valizi, adică 14 jucători care avem în lot, avem un drum foarte lung de făcut, nu va fi dificil, după 120 de metri jucate în 10 oameni, ne gândim la campionat, până la cupă este mult. Ați auzit surpriza de astăzi? Nu. Mediaș eliminat de Foresta. E o surpriză, acolo Grigoraș e un antrenor cu experiență și am înțeles că vor să facă o echipă care să promoveze, n-a fost chiar o surpriză, Mediașul e o echipă care merge foarte bine în campionat, dar în ultima vreme nu știu ce. Adică prea multă tensiune, cred că. Cu tăcere, la revedere!